Europa este în pericol. Există un super vulcan în Italia care este pe cale să erupă. Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade se produce marți la sud de Napoli, la doar câteva zile după ce regiunea vulcanică a înregistrat, atenție, cel mai puternic seism din ultimii 40 de ani. Dacă acest vulcan erupe, supererupția vulcanică ar putea distruge întreaga Italie și mare parte din Europa va fi afectată. Va erupe oare cel mai mare super vulcan din Europa? Două cutremure au loc în ultima săptămână, iar pământul a început să se ridice. Despre toate acestea vom vorbi în episodul de astăzi. Vă salut, dragi prieteni, acesta nu este un test. Bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă vom informa cu cele mai recente noutăți, știri, documentare, teorii incredibile și lucruri pe care lumea de obicei nu prea le ia în serios, dar care urmează să ne afecteze pe toți. Dacă vrei să fii la curent cu următoarele lucruri pe care urmează să le desecretizăm aici pe canalul Adevăruri Secrete, nu uita să dai un like la acest videoclip și să apeși pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui, astfel încât vei fi la curent cu ultimele noutăți. Însă să ne reîntoarcem la știrea momentului și la cel mai mare supervulcan din Europa. Oameni buni, un al doilea cutremur care lovește într-o săptămână în apropiere de Napoli și temerile că erupția vulcanică este iminentă cresc. Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade se produce marți noapte la sud de Napoli, în Italia, la doar câteva zile, prieteni, după ce regiunea vulcanică registrează, atenție, cel mai puternic cutremur din ultimii 40 de ani, potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia. Prieteni, corpul de pompieri din Italia declară că au înregistrat pagube ușoare la clădiri în timpul ultimului cutremur, iar cutremurul cu magnitudinea de 4,2 grade din data de 27 septembrie zguduie întreaga regiune și este resimțit până în Roma. Însă, ce se întâmplă acolo? E bine, știați că există un supervulcan activ în mijlocul Europei? E bine, atenție, oameni buni, că lucrurile pot deveni destul de periculoase. Chiar în centrul acestui vulcan se află pitorescul și binecunoscutul oraș italian Puzzoli, cu o populație de numai puțin de 80.000 de oameni, care trăiesc în mijlocul vulcanului. Supervulcanul Campi Flegrei, împreună cu insulele care sunt în jur, formează unul dintre cele mai mari complexe vulcanice din Europa. Și în timpul a 80.000 de ani de existență au existat doar două supererupții, aproximativ acum 36.000 de ani și 12.000 de ani în urmă. Însă se pare că în viitorul apropiat acest supervulcan este gata să erupă. Oameni buni, însă de ce este important acest vulcan? Pentru că Campi Flegrei sau Câmpiile Flegre în română este o zonă vulcanică care cuprinde mai mulți vulcani, care datează de acum 39.000 de ani. Și întreaga activitate seismică din zonă și cu tremurile care apar se întind pe 200 de kilometri sub golful Napoli, între insulele Ischia și Capri, iar cutremurile se intensifică anul acesta între aceste două regiuni. Campi Flegrei, oameni buni, se confruntă în momentul de față cu un fenomen despre care nimeni nu prea vorbește. Este vorba de un fenomen seismic cunoscut sub numele de bradisism, care este definit prin cicluri de ridicare și coborâre treptate a solului. Ultima erupție, oameni buni, majoră de la Campi Flegrei a fost în anul 1538, când s-a format un nou munte în acest golf. Până acum, în 2023, Campi Flegrei a înregistrat 2868 de cutremure, dintre care 1118 numai în august. Oameni buni, repet, în acest an, 2023, se înregistrează aproape 3000 de cutremure la cel mai mare supervulcan din Europa. Și eu să spuneți, da, e doar o erupție de vulcan. Prieteni, Campi Flegrei este vulcanul ciclului, cum se numește el, iar explozia lui va fi ca un detonator, adică va declanșa un lanț de explozii ale tuturor celorlalți vulcani care sunt legați cu el. Asta va implica, prieteni, o catastrofă nu numai pentru Italia, ci și pentru întreaga umanitate și mai ales pentru restul Europei. Prieteni, șeful Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, Carlo Doglioni, vorbește despre potențialele consecințe devastatoare care vor urma în urma erupției acestui vulcan. Pe ce dată credeți? Ei bine, pe 28 septembrie 2023. Prieteni, există două scenarii posibile legate de evoluția situației din Campi Flegrei în acest moment. Cel mai bun caz ar fi ca această criză bradiseismică în curs se va încheia așa cum s-a întâmplat în 1983 și în 1984, când puțin își mai aduc aminte de ea. Iar cel mai rău scenariu posibil, prieteni, este o erupție similară cu cea din anul 1538. Probabil că vă întrebați, bine, bine, dar ce s-a întâmplat la episoadele seismice din 1983 și 1984? Oameni buni, atunci pământul s-a ridicat cu aproximativ 4 metri în câmpiile Flegrei.
Agenția de Protecție Civilă din Italia estimează că cel puțin 800.000 de oameni trăiesc într-o zonă galbenă desemnată și aproximativ încă 500.000 în zona roșie, potențial periculoasă, cu cel mai mare risc din vecinătatea regiunii seismice. Iar ultima oară când a fost testat un plan de evacuare în caz de erupție vulcanică se petrecea în anul 2019. Prieteni, lângă Napoli, Italia, la 10 km sub suprafața Pământului, se găsește un câmp vulcanic foarte complex, care funcționează în fiecare secundă care trece în acest moment. Acest câmp vulcanic topește roca din jur și își umple camera de magmă încet, generând oameni buni din ce în ce mai multă presiune, până în momentul în care va ajunge la punctul său critic, care se va termina cu o erupție pe care oamenii nu prea au mai văzut-o până acum. Și dacă te gândești că ești în siguranță în România, că Italia e un pic cam departe, ascultați în continuare. Erupția și efectele acestei erupții nu vor afecta doar Italia, nu vor afecta doar Europa, ci efectele ei se vor simți pe întreaga lume. Iar ceea ce se pregătește să se dezlănțuie va afecta clima și va perturba realitatea cu care sunteți voi obișnuiți în acest moment. Cenușa degajată de această erupție va transforma ploaia într-un nămol acid de picături. Oameni buni, Campi Flegrei este considerată una dintre cele mai complexe structuri vulcanice din lume și deține mai multe așa zise camere de lavă, care a avut încă 3 erupții anterioare, care au avut loc în ultimii 40.000 de ani. Și în aceste momente vedem o activitate crescută, care alertează autoritățile italiene. Și mulți oameni de știință, oameni buni, sunt îngrijorați că acest vulcan a ajuns aproape de nivelul său critic și că ar fi foarte aproape de a lansa ceva ce nu dorește absolut nimeni. Ceva, oameni buni, la care niciun om modern nu a mai asistat până acum. Prieteni, oamenii de știință, de asemenea conduși de Christopher Kilburn, au determinat că proprietățile scoarței terestre din zona cenușie, din Campi Flegrei, s-a schimbat odată cu crusta care își pierde din rezistență și elasticitate. Asta înseamnă, oameni buni, că semnele unei erupții pe care absolut toată lumea o anticipează urmează să vină și vulcanul ar putea erupe în orice moment fără niciun avertisment. Și dacă vă întrebați ce schimbări au avut loc în ultimii ani, ei bine, încă din anii 1950, magma din acest vulcan a urcat constant și continuu la suprafață, exact ca un excavator sau ca un buldozer care demolează totul în calea lui. Vreau să vă mai aduc în atenție și un lucru despre care nimeni nu prea vorbește. Intervalele de timp la care se produc aceste supererupții. Și există teoria ciclului de 12.000 de ani pentru cataclisme. Însă nimeni nu știe ce declanșează erupțiile sub formă de supervulcani în timpul acestor cicluri de 12.000 de ani. Iar oamenii de știință spun că există influențe cosmice externe care activează miezul Pământului, ceea ce duce, bineînțeles, la o creștere a energiei endogene, care are ca efecte, prieteni, o ascensiune pe scară largă a magmei din adâncurile Pământului, ea fiind cea care inițiază megaerupțiile. Ce părere aveți voi? Pământul oare încearcă să ne spună ceva cu toate aceste lucruri care au început să se întâmple în jurul nostru? Lăsați-mi părerea voastră și răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Asta a fost pentru astăzi, oameni buni, distribuiți mai departe acest videoclip pentru că românii au nevoie să știe adevărul. Până data viitoare, nu uita să urmărești alte documentare de pe canalul Adevăruri Secrete și desigur, dacă vrei să mai afli despre astfel de evenimente, apasă pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui. Vă doresc o seară foarte interesantă tuturor!